Like și subscribe dacă nu vrei să te îmbolnăvești de coronavirus. Pe scurt, coronavirus. Era luni, m-am trezit cu gândul să merg la universitate. Am primit un mesaj, universitatea este închisă din cauza noului virus coronavirus. What? Am devenit foarte bucuros, nu trebuie să merg la universitate, am mers să mănânc și în același timp mă uit la știri. Like dacă și tu stai în internet când mănânci. La știri, nimic în afara coronavirusului n-am găsit. Între timp, virusul pornit din China ajunge din ce în ce mai aproape de noi. The alarming new headline as the coronavirus outbreak worsens. Coronavirusul care a ajuns deja în Europa și... A intrat tata. Fiule, deci în orașul din apropiere au găsit doi care au simptomele a coronavirusului. Așa că de azi nu mai ieși din casă deloc, bine? După i-am explicat că universitatea tot se află în carantină și nu trebuie să plec nicăieri. I-am sunat unui prieten să vină la mine. Bro, dar tu unde în vacanță ai fost? A, eu asta în China am fost. Da, tu ce, îți faci grijă de virus? Ha, dar tu din ce oraș ai venit? A, mai întâi am fost la Hong Kong și la sfârșit în Wuhan. Dar nu-ți fă grijă, că noi am zburat cu o săptămână înainte când totul s-a început. Stai, iartă-mă. Ține frică în apartamentul tău, mi s-a stupat și nasul. Ok, sper să fie totul bine. Prietenul a plecat, nici mâna nu i-am dat. El s-a uitat la mine straniu și a zâmbit, dar eu am înghețat de frică deoarece din cauza că a tușit și nasul la el i-a stupat, pot să fiu și eu afectat de acest virus. După a revenit tata. Fiule, de ce ești atât de alb? Te-ai îmbolnăvit? Parcă ești mort. N-am vrut să-i explic nimic și i-am spus că pur și simplu n-am dispoziție. În următoarea zi m-am trezit și m-am simțit foarte rău. Mi-am verificat febra, 39.5, după am tușit, după au apărut amețeli de cap. Imediat i-am sunat prietenului. Nu mi-a răspuns. Mi-a venit gânduri foarte teribile. La început am crezut că a fost spitalizat, sau poate chiar a murit. Am leșinat. Motani! Motani, trezește, Motani! Tata, iartă-mă, te rog. Asta tu pe mine iartă-mă, din cauza mea asta totul. Adică? Din cauza că am cumpărat banane, dar am uitat că tu în copilărie aveai alergii de la banane. Cum s-a dovedit, a fost doar alergie. Sau nu alergie? Prieteni, pentru partea a doua, haideți să adunăm 10.000 de like-uri și scrieți în comentarii ce credeți despre coronavirus.